Unii ar spune că aceste cifre nu sunt foarte mari dacă luăm în calcul că parlamentarii vin și pleacă din teritoriu, ei sunt cei care fac legile și cei care ne conduc, dar este o altă picătură care face ca paharul să fie plin. Un parlamentar primește, pe lângă indemnizația lunară, diurna pentru teritoriu și pentru deplasarea în București, diurna pentru deplasările în străinătate, cazare în București, teritoriu și străinătate, transport în țară și străinătate și bani pentru factura telefonului mobil. La acestea se adaugă toate costurile unui cabinet parlamentar, de la consumabile, apă și căldură, până la chirii, utilități și plata personalului angajat. Adică pentru orice mișcare, un demnitar decontează la Parlament facturi între 4.000 și 9.000 de euro. În fruntea listei cu cheltuitori se află deputatul independent Mircea Irimescu, cu puțin peste 9.000 de euro, urmat de Ioan Stan PSD, Gervasen Longher, Uniunea Polonezilor din România, Mircea Grosaru, deputatul minorității italienilor și democrat-liberalul Ioan Bălan, toți cu peste 8.600 de euro. Cel mai chipzuit deputat sucevean pare să fie social-democratul Eugen Bejenariu, cu 6.000 de euro, dar asta probabil se datorează faptului că Bejenariu are casă în București și nu trebuie să plătească chiria, care pe colegii săi îi ajunge la 2.000 de euro pe lună. Pe de altă parte, un senator ajunge doar la performanța de 7.300 de euro lunar. Ce cred oamenii de rând despre aceste sume și cât consideră ei că ar trebui un demnitar să primească de la stat? Parlamentarii se cheltuie să vadă și traiul de jos care îl avem noi, pensionari, cum sunt eu, până am 1.000 de lei, să aibă și ei, să facă cheltuielile care le fac și eu, să vedem, le ajunge să trăiască, le ajunge să facă distracțiile astea peste tot, nu le ajunge, cred. Dar cu salariile care le are acolo, îi permite, plus are din urnile astea care pleacă prin străinătate, astea tot banii noștri sunt. Aproximativ 7.000-8.000 de euro cheltuie statul român în fiecare lună. Pentru ei, pentru ei. Și atunci, acum vine și ne ia din pensia asta și ne ia. Nu e dreptate, să le ia lor. Dar vina o purtăm noi, întreaga populație, pentru că ne-a cumpărat cu un kilogram de ulei, cu un kilogram de zahăr și am votat și ajunge acolo și își face legile pentru ei, ea și ia banii și noi suferim pe urma lor. Și atunci uitați ce ne-a făcut acum. Nu trebuie să mergem nimeni la vot să votăm nimic, pentru că din 20 de ani, toți care s-au perindat la conducere, numai așa ne-a mințit. Face, dar au făcut pentru ei, nu ne-a făcut pentru popor. N-ar merita mai mult? De 3 milioane, 3 milioane 500, pe muncă care o face. Te pe scaun, fotoliu, faci în anii, nu ar merita mai mult. 3 milioane, 3 milioane 500 e mult, nu merită mai mult. Și nu ar trebui să stei atâția oameni acolo. Ar trebui în jumătate exact mai puțin. Cu timpul ce aușesc, nu erați oameni acolo. N-ai și vorbi despre ei. Despre ei la gunoi cu ei. La gunoi, vă spun eu, asta este. Nu ne trebuie niciunul, domnule. Niciunul nu-i bun, domnule. Niciunul. Indiferent care ar fi. Toți au fost numai niște hoțomani, niște bandiți care au furat și au dus România de râpă. N-aveam datorii nimic. Nimic când s-a făcut revoluția. Și acum cât avem? Și după atâtea reci vine și una caldă, cum era de așteptat. Ministrul Muncii, Mihai Șeitan, le-a spus liderilor pensionarilor gălățeni care protestau în fața sediului instituției că pensiile mai mici de 1.000 de lei nu ar trebui reduse cu 15% și a asigurat că va susține această măsură în ședința de guvern de miercuri 26 mai.